Bună, dragii mei! Ne vedem astăzi pe canalul de YouTube pentru a vă arăta cum facem un costum de baie. Acesta de pe mine e un costum de baie. M-am îmbrăcat cu niște colanți ca să puteți vedea tiparul. Bine îmbrăcat și pentru că unele dintre noi, cărora ne plac prăjituricile, avem câteva forme adorabile. Am decis să fac un costum cu un pic de fustiță cloș care să acopere ceva inestetic și să nu-i orepilăm pe alții cu formele noastre. Decolteul este unul normal, pe spate vine destul de înalt cât să ne permită, pentru că nu are niciun sistem de deschidere, ne permite trecerea pe șolduri. Pentru că mâine am avion și voi știți că niciodată nu-mi pregătesc bagaje sau ceva de înainte. Vreau să mai fac încă un costum de baie, că plec undeva unde o să am nevoie și trebuie să fie ceva rezistent. Bănuiesc că apa va fi rece, dar costumul de baie nu va ține cald. Materialul ăsta este un neopren. Aici pe dos am pus niște cupe de la un costum de baie mai vechi. Le-am tighelit de jur împrejur. Este un neopren elastic. Mi-a rămas o bucățică la un val de material și mi-am făcut și eu acest costum. Îmi place culoarea, e mai frumos decât se vede la mine în poză, dar pentru că trebuie să am două, am ales acest licra negru cu trandafir roșii și m-am gândit dinainte cum să fac, dacă să pun trandafiri așa să acopăr toată fața, sau să fac cu negru și cu trandafiri într-o parte. Și până la urmă am decis că am găsit aici un buchețel mai mic și voi face trandafir un pic pe partea asta, că vedeți, nici costumul, dacă pun trandafirul la gât, costumul nu pot să-l fac decât decoltat. Poate mă va prinde și pe mine soarele. Așa că trandafirii vor fi în zona asta și voi vedea cum voi tăia această fustiță. M-a întrebat cineva, era să zic o telespectatoare, o abonată de pe canalul de YouTube, să-i arăt cum se face un body. Asta este un body. Dacă noi punem cloșul ăsta aici, este fix un body. Putem să-l folosim la sport, peste costum de baie. Dacă îl înălțăm aici la sub braț, putem să-i punem mânecă simplă, îl facem din dantelă, putem să-l mai înălțăm și la baza gâtului, spatele normal și faceți body, dar aveți grijă ce deschidere îi faceți ca să vă intre pe jos, dacă e în bretele, dacă nu, lăsați desfăcut între picioare și îl băgați pe cap, puteți să-l faceți maletă. Am făcut niște body-uri superbe odată pentru din dantelă, pentru fotomodelă. Avem în revista numărul 16, v-am prezentat ieri, tipar de costum de baie. Este format din două piese. Îl găsiți aici. Avem față și spate. Spatele este mai lat ca să cuprindă fesele. Fața este mai scobită și pentru că am oroare de costumele prea scobite, pentru fete tinere e frumos să vină și în sus așa pe coapsă. Eu o să umplu aici puțin zona asta, de fapt la față. Nu o să fac așa descobită, ci o să fac un pic așa, mai adaug câțiva centimetri. Așa că îndoi materialul, licra sau materialul din care faci un costum de baie trebuie să aibă elasticitate și pe lat și pe lung. Întotdeauna pe lat elasticitatea este mai mare decât pe lungimea materialului, dar la ce eschibiții fac eu în apă, mi-ajunge așa cât este, mai puțină. Prima dată croiesc fața ca să pot să mă încadrez cu trandafirii și spatele văd eu din ce îl scot și cum îl scot. Așa. Lungimea materialului o vedem datorită marginii acesteia. Asta e
lungimea, întotdeauna marginea materialului indică lungimea firului. Și așez pentru că materialul de pe mine mi se pare că are o elasticitate mai mare. Nu știu cum va fi asta după probă, așa că lasă cu spate. Așa că voi lăsa un pic de rezervă. Cum o las, o să vă arăt acum. Nu o las doar la lungimea dintre picioare, ci o să las aici în talie. Ca să am chilotul tot pe același traseu la încheietura piciorului și aici în talie să-i dau puțin înălțime tiparului. O să desenez cu un pix ca să mi se vadă mai bine pe material. Dar nu se vede nici cu asta. Încerc un marker. Firul dublu este la îndoietura materialului. Acum fac puțină risipă pentru că vreau ca trandafirul să-mi vină pe costum. Las un centimetru mai înalt față de tipar, las un braț ca să vină puțin mai îmbrăcat. La lărgime materialul se lărgește. Am zis că aici nu o să mai urmez hârtia, ci o să mai adaug eu 2 cm la răscrăitura cea mai adâncă. Și după cum am zis că las la talie, am uitat. O să dau tiparul mai jos cu 2 cm și refac această linie cu 2 cm. Noroc că e materialul negru și nu se vede. Dar voi o să vedeți acum ce am făcut eu. Așa. Se vede că am desenat forma și am adăugat în zona asta. Pentru că vreau să-l fac tot cu fustiță, aici în zona taliei o să-l tai. De aceea e bine să adăugăm 2 cm în plus. Dacă materialul este foarte elastic, după ce facem proba, ne ducem cu tiparul înapoi pe linia decolteului. Și vedeți aici la mine, asta e linia finală. M-am dat mai jos cu 2 cm. După ce fac proba și să văd dacă am mișcări, dacă pot să mă întind, să nu pârâie în timpul activităților nautice. Am fost odată în Nepal, am făcut rafting, mie care mi-e frică de apă ca de moarte. Și m-am răsturnat din barcă și m-a întrebat cineva ieri cum de aleg tot așa o excursie aventuroasă, dar că sunt acolo în mijlocul frumuseților naturii, ui de frică, ui de toate alea. Așa cum am fost și la vânătoare de balene în mijlocul oceanului. Și am mers barca o oră jumate în adâncul, întinderea de suprafața apei. Am crezut că nu mai văd pământul. Deci asta este fața. Și o să vină trandafiri așa. Îmi place, mi-ar fi plăcut mai pe umăr, dar n-am socotit bine, vine cam pe burtă, nu mai am timp să mai fac altul. Este foarte târziu, mâine am avion la ora 11. Nu, la ora 11 trebuie să plec. Avionul pleacă mai târziu. Nu mi-am făcut niciun bagaj, niciodată nu sunt gata cu bagajele. Ia să vedem cum fac eu spatele mai întreg. Și la spate respectăm același procedeu cu rezervele. Lăsăm un pic mai lung și spatele față de tipar, deși el ca și tipar este mai lung decât fața, pentru a ne permite ca să avem cusătura într-o zonă care nu ne jenează între picioare. Pentru pe noi femeile. Deci tiparul e așa.
Aici este răscroitura sub brațul meu. 1 umăr, răscroiala sub brațul lui, decolteul de față e mai sus, decolteul de spate e mai adânc, iar partea asta este făcută ca să se închidă așa. Vedeți, mai lung spate. Cine nu are mașină de surfilat, să știe că poate să închidă și într-o liniară, cum și eu am făcut, dar am tras după aceea, am făcut o cusătură elastică și după aia am verificat dacă se pognește. M-am probat cu costumul și am făcut tot felul de eschibiții. Aici îmi vine spatele tot negru, e un trandafir care vine în zona asta, dar se scoate la decolteu. Am înalț un pic la sub braț, 1 cm. Pentru fetele tinere care n-au nicio șunculiță pe la sub braț, e foarte bun tipar. Și mă mut aici mai jos, cum am zis, cu 2 cm, ca la prima. Și am desenat și spatele. Asta este spatele negru. Acum trebuie să croiesc fustița. Fustița o să o fac din partea asta mai neagră, o să bucățesc eu cârpa asta, dar sigur găsesc altceva de făcut cu ea și o să văd dacă îmi pică trandafir undeva pe la poale, nu o să mă supăr. Așa că aleg din zona neagră pe care o am aici între buchete, ca și cum aș croie un cerc și o să îndoi așa. Lungimea cea mai mare a părții, deci la mine aici avem așa spate, în față și în spate e puțin mai lungă și în lateral este puțin mai scurtuț. Dacă l-aș face prea lung, să udă și când ies din apă și așa devine greu. Aici litera asta e mai subțirică. Și mă întrebați de unde știu, poate vă întrebați, nu că mă întrebați, pentru că asta iarnă am mai făcut niște costume de baie pe care mi le-au sechestrat prietenele mele de prin Africa. Le-am avut la o piscină acolo și chiar ele s-au gândit de unde să găsească ceva așa frumos și practic. Așa că le-am dat cu drag. Și eu acum când am nevoie, nu mai am. Am îndoi un pătrat, așa, ca să croiesc cloșul. Lungimea fustiței este de 30 de centimetri în partea cea mai lungă și vreo 26 în partea mai scurtă. Am așezat un pătrat. Hai să-l fac cumva ca să vedeți și voi pătratul. Deci am zona asta albă care se exclude la croit și cu aproximație să zic că este un pătrat care vine aici stratul dublu, fir dublu, fir dublu îndoit. Dacă noi tăiem așa, ne iese un cerc. Riglă. Avem aici o riglă. Am tăiat mai devreme pentru costumul ăsta de după mine și la 10 cm am făcut arcul de cerc care vine pe zona taliei. 10 cm și marcăm
Așa puteți croi și fusta cloș. Acum depinde cât aveți în talie. Costumul ăsta e puțin elastic și talia vine mai mică, dar dacă aveți o stofă care nu are elasticitate, talia este mai largă. Chiar puteți să-l faceți și ușor mai încrețit decât. O să mă las un centimetru mai jos și desenez cu linia 30 de centimetri de jur împrejur, marchez arcul de cerc pentru volănaș. Fiind un material care nu se destramă, nu-l voi mai surfila, nu-i voi mai face niciun tip că se îngroașă. L-am lăsat așa al sangre, cum ar zice spaniolii. Scoatem cercul. Sper că se vede ce am marcat pe aici. Dacă nu, trebuie să mă credeți pe cuvânt. Mai las eu 2 cm, poate mi-e mai frumos, mai lung. Aici, la ăsta de pe mine, n-am avut material. Așa. Dacă vreau să fie mai lung în față și mai scurt în spate, din acest arc de cerc, de la jumătate, mai scot așa câțiva centimetri, dar nu vreau să am două la fel, ci o să fac un pic de diferență. Și pentru că nu știu în care parte o să vină frumos așez trandafirii, mai bine îl las așa egal și o să fac o probă după ce îl asamblez. E frumos că are și pe spate un pic de trandafiri. Pun o pauză. Așa, stai să vă zic ce facem la mașină. La mașină încheiem umerii, lateralele și cusătura dintre picioare. Punem față la față piesele. Față la față piesele. Punem, fixăm la umeri, tragem umerii, tragem lateralele și între picioare. Le trag în liniară și revin cu proba. Am revenit cu proba cu costumul. L-am îmbrăcat. Jos aici are o floare bine estetică. Bine că i-am făcut volănașul ăsta, că se vede ca o pleașcă. Și acum pot să mă joc cu trandafirii. Să-i pun așa în niciun caz. Când vine, sper să vină în continuarea buchetului, pentru că am aceeași lungime de colo până acolo, nu sunt condiționată din cauza imprimeului să folosesc. Chiar vine ca o rochiță. Și cu ea pot merge la piscină direct din hotel, fără să mai iau ceva pe deasupra. Nu este indecent. Niciodată nu tăiați costumul înainte de a vă proba. După ce v-ați probat, vedeți aici dacă vine prea încărcat sau nu, trebuie să vă gândiți că trebuie să întoarcem un tip cu elastic și în zona unde vrem să prindem volanul, prindeți cu un bolt, pentru că una e dacă măsurați pe masă dimensiunea voastră de 40 de cm, 45 și alta e când costumul este strâns, tăiați 40 și o să vă vină undeva sub burtă toată treaba. Deci atunci când sunteți îmbrăcate și materialul este extins, atunci faceți zona la care vreți să fie cusătura și cred că nu o să las din roșu ăsta să vadă, o să prind fix deasupra lui. Prindeți un bolt, dezbrăcați costumul și tăiați cu o jumătate de centimetru mai în jos, nu mai în sus, mai în jos, mai înspre picioare, pentru că o să intre și la cusătură o jumătate de centimetru. Mie mi-este bun costumul. Am făcut bine că am lăsat, că nu are aceeași elasticitate. Aici a prins un pic de trandafir, în rest e negru tot. Dar se vede aici un pic de alb, că se întoarce licra asta pe dos, e mai albă. Îmi vine foarte bine zona asta inghinală. Și tăiem costumul, fixăm volanul, dăm semne de jumătăți
centru față, centru spate, dăm semne la laterale, fixăm cu bold volanul de chiloțel, fixăm apoi cu fața în jos, deci ăsta o să vină cu fața în sus așa cum e prins, chilotul tot cu fața în sus, iar partea de bust cu fața în jos. Dacă aveți niște cupe să le coaseți pe dedesubt, ar fi ideal. Dacă nu, puteți să-l faceți dublat sau dacă nu aveți nicio problemă cu corpul dumneavoastră, puteți să-l lăsați și așa. Nu este urât. Dacă sunteți mai slăbuță, cu atât mai bine. Pun iar o pauză, mă dezbrac și vreau să vă arăt cum finisăm răscroielile. Am dezbrăcat costumul, l-am întins pe masa de croit. Am boldul aici unde am vrut eu să dau linia. Marcăm cu o riglă o linie perpendiculară cu înălțimea. Și de ce vă spun să vă duceți mai jos 2 cm cu tiparul? Pentru acum, după ce îl voi tăia, el va mai avea un centimetru minus, pentru că se ia o jumătate de centimetru din partea de bust, o jumătate din partea de chilot și astfel se scurtează în înălțime. În cazul în care aveți un material prea elastic sau dumneavoastră aveți o dimensiune a corpului mai mică, chiar dacă lăsați, v-am spus, puteți să lungiți, altfel cred că trebuie să-i băgați betelie. Deci mă duc mai jos, o jumătate de centimetru. Scoatem boldul ca să nu stricăm foarfeca. Vedeți, la mine e cusut în liniar. Îl întind și nu pognește, aș putea să-l las așa, dar o să intru și la sferfilat puțin ca să am siguranța că cine știe ce se întâmplă și să fie bine. Avem chilotul, nu-l deranjez de pe masă, vreau să măsur arcul de cerc. Niciodată nu-i bine ca această parte, chiar dacă are elasticitate, să vină întinsă, că stă urât pe burtă, să răsucește. Este bine să fie cusută cu un pic de plus, așa că eu vreau să văd dacă am un pic de plus. N-am, este la perfecție. Așa pot să mai iau un centimetru, mă duc mai jos și arcul de cerc va veni un pic mai mare și va fi cusut cu lejeritate. Acum sunt sigură că nu va sta întins pe burtă. Trebuie să fie, uitați, din lateral de aici. Volanașul nu mai are cusătură în lateral, nu are nicio cusătură, e un cerc perfect. Ia uitați, ăsta este un cerc și îl băgați pe cap, puteți să faceți și costum cu pelerină, dacă îl lăsați și aveți bustul care nu vă place sau să vă prăjească soarele, puteți să faceți, știți că întrebați pe grup într-o zi cum să fac anumite pelerine. Uite așa, un cerc, m-a întrebat o doamnă de o capă, faci un cerc, dacă vrea să o închidă cu nasturi. Acum eu sunt îmbrăcată în negru și nu se vede contrastul, dar peste o rochie, fără partea de sus aici, fără umeri, este foarte bun. Deci ați văzut cercul, vine chilotul întors pe față, îl așezăm așa, foarte urât vine trandafirul ăsta jos, bine că s-a stupă cu volanul. N-aș fi putut să port costum așa, dar na, nu mi-am dat seama când am croit cum ar fi. N-am dat centru. Aleg centru feței, pentru că este un cerc perfect. Îmi aleg eu unde vreau să vină fața și o să vină fața cu trandafiri. Dau o pișcătură aici, dau la jumătate și la sferturi, adică el cum este așa, îl prind și mai dau o pișcătură aici. Și am centru față, centru spate și laterale. După care băgăm peste chilot
Și dacă nu sunteți sigure pe mânuirea voastră, puteți să asigurați zona taliei ca să vă vină mai ușor când lucrați cu bustul. Pun pauză, merg la surfilat și la cusut în talie. M-am răzgândit în momentul în care surfilam lateralele. Mi-am dat seama că nu voi sta liniștită dacă am pleașca asta între picioare de floare. Așa că vreau să recroiesc, mai ales că am de unde material, cu o bucată neagră simplă. Și n-am descosut, vreau să vă arăt și vouă cum am apucat să surfilez. Și vreau să vă arăt că atunci când aveți de descosut, trebuie să vă uitați pe fața lucrului cum descoaseți dintr-o dată. Nu trebuie să tăiați așa, țineți lucru și ciupiți cu forfecuța, că ciupiți materialul. Cred că v-am mai spus eu și iar desfaceți. E și asta o metodă, dar durează. Cel mai bine este să luați partea de deasupra surfilatului, nu partea de dedesubt. Aveți ața de la ac formată din niște bucle, cum să vă arăt eu aici. Deci ața asta de jos formează niște bucle de la ac. Așa. Și scoatem cu vârful forfecuței un pic din firul de la ac, fără să le încurcăm pe celelalte. Ia uitați-vă, tragem de fir odată, pac, și am desfăcut surfilatul și am rămas cu două piese. Asta când sunteți grăbite și când nu, este o metodă de descoasere foarte, foarte bună ca să nu stricați materialul. Nici cu chilotul între cu floare nu vreau, așa că îmi caut, dacă mai am pe aici o bucată de negru și am, iuni, caut să fie pe același fir de lungime. Aici am lungimea în doi, așa, și văd care e piesa pe care trebuie să o înlocuiesc. Asta este, dacă mă încadrez, fără să intru în trandafiri. Stăteam cu stres dacă mi se ridică volanul la fost în apă sau cine știe cum. Nu mi-ar fi plăcut. Așa că așez aici și croiesc fix după aceeași piesă. Nu știu ce se vede la voi. Se vede acum, dar vedeți ce rămâne pe masă. Ia să-mi las eu un centimetru la săptămână. Gata. Deci am făcut chiloțelul cu trandafir, îl aruncăm. Și avem un chiloțel negru. Și acum mă duc și cos fericită costumul de baie. După ce am surfilat cusăturile laterale și am verificat că nu pocnește ața, am surfilat și toate răscroielile chilotului stânga-dreapta și a bustului, ale bustului, că sunt răscroieli. Față e surfilat cu ața albă pentru că pe dos este alb și atunci când voi întoarce se va vedea bine. Să nu mă certați. Am acest volănaș pentru care vreau să dau un tighel de susținere, adică ușor pentru a încreți materialul. L-am făcut un pic mai mare decât gaura de la chilot din talie și ca să mi se încadreze mai bine, îi trag așa un tighel cu puțin plus în fața piciorușului, îl împing pe material și țin un deget aici în spate la picioruș. Vedeți, aici e piciorușul și ăsta e spatele. Vedeți mâna asta? Țin aici la picioruș aproape. Așa. Mai mult de o jumătate de oră nu trebuie să vă ia dacă sunteți stăpâni pe mașina de cusut, ca să vă faceți un costum de baie. Veți avea unul original, nu veți plăti prea mult pentru el, pentru că la magazin nu plătiți costumul de baie, ci plătiți chiria și alte cheltuieli ale magazinului. Nu spun să nu vă cumpărați, dar e mai frumos să fie făcut de voi. Îmi aleg fața volănașului, bag chilotul cu fața în sus, deci chilotul va fi cu fața, care e fața, care e spatele. Când îl pun așa,
Am răscroiala asta aici, mai scobită în față. Îl bag în volan. Am dat semn la centru față, am dat semn la centru față volan și cu partea mai largă lucrez jos la dinții transportorii mașinii. Partea mai mică o pun deasupra pentru că aș putea cumva să întind ușor în caz de nu mă încadrez bine cu materialul, dar mă încadrez chiar foarte bine. Îmi iau din primul semn până în lateral și închid la o jumătate sau chiar 3 mm, cât mai în vârf. Nu, aici nu trebuie să avem cusătura prea lată, că ne mănâncă din înălțimea costumului de baie. Am ajuns aproape, mă mut la celălalt semn, centru spate cu centru spate volan. Trec de semnul ăsta și pe urmă le țin pe celelalte două. Am verificat dacă mă încadrez și mă încadrez perfect. Cu maxim o lățime de picioruș merg ca și rezervă. Verific până în celălalt punct crestat, da, e bine. Aveam un plus cam de 2 cm la față, 2 cm la spate. Dacă am dat acest tighel de susținere, materialul s-a aranjat fix pe circumferință. Așa. Multe lucruri puteți face dacă vreți și dacă vă învingeți teama de a strica materialele. Care a fost cea mai mare teama voastră? Să croiți ce anume și ce ați vrut să faceți vreodată și v-a ieșit total un eșec. Că vă spun și eu odată o poveste cu ce am făcut eu un eșec. Deci am făcut chilotul cu volănașul, acum iau bustul, care și el este surfilat pe toate răscruielile, și îl întorc pe dos, pun fața pe mașină. Am aici centru de jumătate, nu știu dacă l-am, centru de jumătate am vorbit. Un pleonasm. Acum îi dau centru sau jumătatea. Așa. Dăm și centru spatelui. Punem pe mașină fața. Fața costumului. Asta e spatele. Asta e spatele, chiar dacă e pe dos. Fața cu fața în sus și volanul cu trandafir, care am hotărât eu că e fața costumului, cu fața în jos. Semn în semn și tragem pe lângă același tighel de prindere a volanului cu chiloțelul. Așa, avem grijă să, atunci când întindem, v-am explicat și ieri la salopeta fluturii, atunci când întindem, materialul se rulează și va fi mai greu de lucrat. Ne mutăm la următorul semn. Laterale nu mai trebuie să dăm semn pentru că avem deja cusătura. Ne mutăm la semnul de centru spate. Cu centru spate aici. Potrivim cu mâna stângă. Dreapta întotdeauna controlăm lucru. Derulăm rezervele care se întorc. Pentru că e material subțire și oricât am vrea noi, nu stau întotdeauna drepte pe mașină. Și cu mâna stângă ținem bine de lucru. Cu dreapta controlăm lucru. Să învățați, să lucrați bine. Eu nu spun corect, că corect e, nu știu dacă, numai Dumnezeu. Să lucrați ușor. Azi am făcut testul de COVID, sunt negativă și sunt fericită că plec. O săptămână de vacanță, nu mă veți găsi. Nu știu dacă voi găsi în țara unde plec ceva de postat pe grupul de călătorie, de croitorie, dar sigur voi face o postare călătorind cu Adriana. Așa cum v-am obișnuit, astea sunt cele mai mari pasiuni ale vieții mele. Să călătoresc și să croitoresc.
Și Dumnezeu mi-a ajutat să găsesc un timp în programul meu și să se pupe cu un loc pe care îmi doream foarte, foarte mult să-l văd. Nu l-am văzut niciodată, n-am citit nimic despre el, doar am văzut la televizor câteva imagini și vă dau un indiciu. Asia Express continuă. Săptămâna viitoare, unde sunt aia de la Asia Express, voi fi și eu. Mi-am lăsat loc în bagaje pentru niște materiale, dacă găsesc. Ia uitați-vă ce frumos vine. Perfect. Acum, ca să nu mai închid filmarea, repede, iau un elastic. Nu este el la culoarea... Ah, s-au dărâmat niște lucruri pe masă aici. Nu este el la culoarea costumului, un roz nude așa. Ce fac? Măsor încheietura piciorului cât să nu mă deranjeze elasticul. Să nu fie nici prea strâmt, nici prea și tai. Lăsând o rezervă de 2 cm, suprapun elasticul și îl întăresc. Dar voi tăia două bucăți să fie egale. Dacă aveți elasticul prea strâns, să alege praful de ziua voastră la piscină. Și ce fac cu ele? Le îmbin aici și le întăresc foarte bine să nu pocnească. Avem grijă, trecem elasticul prin mână să nu fie răsucit și punem capăt peste capăt, așa, un centimetru, un centimetru și jumătate și întărim la mașină și pe lungime și pe lățime. Așa, vin întâi pe lungime și întăresc, pentru că e un elastic de la măști, vine la subțirel. Nu-i chiar special pentru măști și mai dau aici niște zigzaguri să nu se rupă și verific. La fel fac și cu cealaltă bucată, o trec prin mână să nu fie răsucită, bineînțeles că am și scăpat-o, și o pun în sub picioruș, parte peste parte, un centimetru și jumătate, după care o întăresc și în lateral puțin. Ia uitați-vă cum pocnește ăsta aici, da? Când am dat aici în lateral, nicio șansă. Cu cât este mai bine unul peste altul, la mine aici s-a dărâmat. Fiind îngust, nu s-a suprapus perfect. Nu-i frumos să faceți ca mine, să faceți mai bun. Sunt grăbite, nu știu câte ceasul e, aproape de, ia să văd eu, 7:30. N-am făcut niciun bagaj, n-am făcut niciun nimic, 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 nimic. Nici nu știu dacă am vreo cămașă albă când trebuie neapărat. Găsesc eu o cârpă și îmi fac așa un cloș. Acum mi-a venit ideea și îl pun pe umer, pentru că merg într-o țară musulmană și ni s-a spus că n-avem voie să circulăm cu umerii goi, femeile. Avem răscroiala dintre picioare la chilot, elasticul, și elasticul este mai mic. După cum se vede aici la degetele mele, la degetul ăsta, elasticul este mai scurt decât răscroiala, dar este atât de confortabil la piciorul meu. Deci îl voi distribui într-un canal, pun un lucru cu fața în jos și dosul în sus și întorc, țin elasticul acolo, întorc surfilatul peste el și cos pe surfilat fără să prind elasticul. Elasticul vreau să circule în canal. Întinde lucru ca să fie cusătura cât mai elastică, cât pot eu, deși de regulă vă recomand să nu întindeți. Aici este o zonă unde este bine să fie întins, că dacă o coasem așa dreaptă, când vom crăcăna piciorul, ca să zic pe de-a dreptul, să nu pocnească. Sau când întindem de costum să ne îmbrăcăm cu el, cumva... Trebuie să întindem la maxim și să coasem, cam așa ceva vine. Deci o rezervă foarte mică, cât să vină de ea, am ales un elastic foarte, foarte îngustuț, ca să nu fie între picioare un tip gros și să mă roadă la încheieturi. Nu numai pantofii poate să roadă, poate să roadă și chiloți. Și nu este o glumă.
Sunt sigură că multe dintre noi, sau mulți, probabil și la bărbați, au avut niște cusături care au rămas pe corp. Aici este tivul meu. Ia uitați-vă, am elasticitate, trag de el cât vreau, n-a pognit. Da? Mă mut și la cealaltă răscoreala piciorului, la fel fac și cu răscoreala mâinii. Acolo nu mai măsor amanșura pentru că vine decoltat, ci îmi iau distanța așa. Măsor cu centimetru pe din două această răscoreala mânecii și tai un elastic mai scurt cu 2 cm la față, 2 cm la spate. Mai mic cu 5 cm față de toată circumferința răscoelii. La fel facem și cu decolteul. Pun pauză că s-a făcut la 40 de minute videoclipul și revin. Costumul meu de baie este gata. Vine decoltat pe spate, vine frumos, strălucește. Așa. Eu zic că a ieșit destul de frumos. L-am lucrat repede, cam o jumătate de oră. Filmarea durează 40 de minute, dar dacă nu stăteam să vă arăt și să vă explic, o terminam în 30 de minute. Nu mă ține la cusături, este elastic, este simpatic și sper că mă voi simți bine cu el. Ce să vă doresc decât spor la treabă.